Oamenii Consiliului Județean au lucrat fervent la această situație. Au terminat-o astăzi în jurul orei 11 și vreau să vă fac precizarea că nu toate localitățile, deci n-am reușit decât 86% dintre localități să le contactăm, pentru că avem o situație în unele localități în care nu funcționează nici telefonia mobilă, nici telefonia fixă și la nivelul anului 2012 în Uniunea Europeană nu mai avem niciun fel de contact cu acele localități.